În primul trimestru al anului, inspectorii sanitari veterinari au luat la verificat agenții economici, mai ales abatoarele și centrele de prelucrare. În acest context au fost făcute aproape 1000 de controle și s-au dat 67 de amenzi. Au fost efectuate un număr de 928 de controle la unitățile înregistrate sanitari veterinari, cuprinzând toate unitățile, abatoare, centre de prelucrare, miere, lapte, tot ce depinde de noi. Au fost administrate avertizmente în număr de 140, au fost aplicate 67 de amenzi în cuantum de 55.600 de lei. În timpul controalelor, inspectorii au descoperit nereguli, în special în ceea ce privește depozitarea produselor, dar și a curățeniei în spațiul în care se desfășura activitatea. Nereguli au constat în modul de depozitare, modul de manipulare, modul de urmărire a temperaturilor la nivelul vitrinelor frigorifice, la nivelul camerelor frigorifice, dezinfecțiile curente care trebuie făcute în spațiile de lucru după terminarea procesării. În perioada următoare, conducerea Direcției Sanitar-Veterinară dă asigurări că se vor înteți controlele, mai ales că se apropie sărbătorile pascale.